Dimineața, dragilor, într-o dimineață așa de luni, cu vreme frumușică afară, senin, dar friguț, eu vreau să mă apuc de o curățenie așa mai generală în living, de șters păianjeni, praf, geamuri. Zilele trecute rare și-o șterg geamul pe exterior, pentru că eu nu mă pot, nu ajung să-l șterg, trebuie să... Pentru că trebuie pus ceva, acum trece Rareș. Și dacă el l-o șterge pe exterior, am zis să-l șterg puțin și pe interior, că degeaba l-o șterge pe exterior. Aș face niște modificări în living, tare mult aș face niște modificări. Curățenie în general, oricum vreau să fac, s-au adunat acolo foarte multe. Și de ce țin toate pernile alea mereu acolo? Pentru că se bagă roboțelul și se încălcește în, în cablurile acelea, dar am multe de strâns. Sunt foarte multe de strâns pe aici și aș vrea să modific. Să vedem când vine Rareș dacă e dispus să mă ajute. La noi a venit iarna. E atât de frig afară, a căzut bruma. Hai, Otto, hai! Am venit să iau 4 flori pentru că trebuie să duc la Filip, la grădiniță, pentru festivalul lui de toamnă. M-am prins că duc flori. Am dus și bostanul nostru mare din fața ușii, din fața casei. Și am venit să iau 4 flori. Cred că o să iau așa, portocalii. Vreau să iau dintre astea de culori de toamnă. Ce frumoase sunt! Nu mai sunt atât de multe, cum erau data trecută când am venit. Dar încă mai sunt oricum o grămadă. Eu vreau așa, direct înflorite, pentru că este luni. Dar ne-au zis să le ducem astăzi. Festivalul va fi joi și le vreau înflorite până atunci, să nu fie bobocei. Am luat așa, 2 portocalii și 2 galbene, alea puțin mai bobocei, astea sunt mai deschise. Am scos canapeaua de acolo, aveam acolo un dulap, l-am scos, a rămas foarte urât, pentru că roboțelul nu se bagă să facă curățenie și mai aspiram eu, dar îi plin de cabluri acolo, în partea aceea. Comoda o să vin aici, la intrare, o să o lăsăm aici lângă oglindă, pentru că raftul acela vreau să scot-o din el, să-l curăț și o să-l folosesc, o să-l folosesc în dormitor. Canapeaua am pus-o aici. Vreau să mă bucur și eu de geamul acesta frumos. Vreau să mă bucur de peisaj. Aici trasă masa, am stat numai cu draperiile. Nu prea am putut să trag draperiile și să ne bucurăm de peisaj. De acum vreau să mă bucur de peisaj, așa că masa aceasta o luăm și o punem aici. Până una alta. Mai modificăm noi. Nu rămâne nimic așa, 100%. Da, bună ziua!
Bine ați revenit la un nou vlog la noi pe canal. L-a dus Filip iarăși pe Bruno, a reușit să-l prindă. Îl vâna de ceva timp să-l prindă, că era pe acoperișul garajului și l-a prins și mi l-a adus. Am să-i dau un pic să mănânci, pun câteva granuri. E atât de speriat, măi, Bruno. Deci nu e agresiv, nu e sălbatic la modul că zgârie sau ceva, dar e foarte speriat. Ia uite. Bruno este un frumos de pisic, mă, Bruno. Deci Bruno este pisicul de la Luna, doar că l-a fătat și l-a crescut în pod, în fân, la socrii mei și nu vrea să dea jos, el tot pe acolo își face viacul, pe acoperiș mai mult, îl vedem. Dragilor, nu ne-am văzut la față astăzi, dar este luni. Am început așa să filmez câte ceva, am filmat de vineri ceva, o să combin cred că vlogul ca să am de un vlog să vă pun mâine marți. Am făcut modificări aici în living, aproape că am terminat curățenia, îmi place cum a ieșit, chiar îmi place cum a ieșit. Mie în general îmi plac modificările în casă, mă îmi dau o stare de bine așa. Eu am fost afară și de asta sunt așa de îmbrăcată că vin de afară și afară e puțin cam friguț. Acum ceva timp, Milana de aici de pe YouTube mi-a trimis un pachetel cu foarte multe lucrușoare folositoare pentru bebe, pe care apropo le-am coborât acum câteva zile și le-am și spălat, păturici, body-uri pentru bebe, am și o salopețică așa mai grosuță, foarte faine. Mi-a trimis și o pompă de sân pentru că ea a folosit-o foarte puțin. Bineînțeles, o să o sterilizez, o să o curăț, bineînțeles. Eu și la Filip am avut tot o pompă primită de la o altă mămică. Mi-a fost foarte de folos și am avut într-adevăr nevoie. Pompa de sân, atunci când alăptezi, este foarte folositoare și aveam nevoie într-adevăr de una. Așa că mi-a făcut un bine trimițându-mi o pompă de sân, doar că nu mi-a trimis o chestiuță. A rămas la ea o chestiuță mică. Și fix astăzi îi spuneam de dimineață Mariei, prietenii mele, ar trebui să-i scriu Milanei dacă poate cumva să-mi pun într-un plic, să-mi trimită acea bucățică de la pompa de sân. Adică eu vorbeam cu Maria despre ce mai am de cumpărat pentru bagajul de maternitate și pentru perioada de după naștere. Și am zis că o să-i dau un mesaj Milanei, dar mi-era rușine să-i scriu și să-i dau un mesaj. Eu știam că Milana când o să trimită, nu o să trimită doar acea chestiuță de la pompa de sân. Dar nu i-am dat mesaj și acum mi-o sări pisicul. Vine-o că poate te pierd prin casă, mă, Bruno. Și acum am o sunat semdeiu și mi-a venit un colet de la Milana. Așa că mă duc puțin să mă schimb, sunt prin părul. Părul meu e super mega ciufulit. L-am avut prins într-un coc și m-am întins puțin în pat. I-am dat drumul, că nu pot să stau cu părul prins în pat. Uite ce am pe mine, rumeguș, ce mi-ai pus pe mine? Și nu am apucat să-l mai prind, mă duc să mă schimb, că sunt prea îmbrăcată și vedem împreună ce mi-a trimis Milana, că am o cutie cu un cadou acolo de la ea. Milana, îți mulțumesc din tot sufletul, ești o scumpă, o drăguță. Uităm imediat să vedem ce avem. Îți dau granule, Bruno? Hai și dau granule sub papi. Frumosule. Ok, haideți că m-am schimbat. Am pus aici cutiuța de la Milana. Pisicul meu mi-a una că l-am lăsat în baie, i-am dat să mănânce și mă duc să-l duc înapoi după asta în pod la locul lui. Cutiuța de la Milana, hai să vă arăt pentru ce mi-a trimis ea mie pachetelul. Pentru partea aceasta de la pompa de sân, mi-a trimis ea mie pachetelul și așa arată o cutie în care trebuie să pui atât. Deci da. Bineînțeles că mi-a trimis ceva pentru bebe, mi-a trimis ceva și pentru Filip. Avem aici o cărticică. Superbă! Doamne, ce drăguță! Pentru bebeluși. Milana au trimis și pentru Filip. Aici văd două cărticele. Nu le avem. Pe niciuna din ele nu le avem. Aceasta este de colorat. Iar aceasta este o carte din ediția de la Disney. Cu mașini. Din cărticică dintre aceea cu Cars. Foarte frumoasă, are o copertă super faină, cartea aceasta. Mulțumim, Milana. Filip acum nu este acasă, este plecat. Dar când vine acasă, o să îi arăt. Dar mai am o grămadă aici. Aici avem și o cărticică cu pui de animale.
Ce drăguț, Milana. Ia uitați ce frumoasă este. Eu am păstrat multe din cărticelele și din jucăriile lui Filip când era bebeluș. Îs puse în cutii separate, așa că o să ne fie, cred eu, de folos. După care nu o să le mai țin. După ce credem noi că am încheiat capitolul acesta cu copiii, le face cadou și le voi da mai departe. Am aici o cutie cu Ferrero Rocher, preferatele mele. Cred că Milana știe asta. Mulțumesc tare mult! Vă faceți o idee, nu pute, nu se vede, pentru că toate sunt ambalate. Dar avem șosete pentru bebe. Șosetuțe grosuțe pentru bebeluși. În mărimea 15-18. Așa, bun. Avem așa. Văd că cutia este de la DM și văd că am aici, mai am câte ceva din DM. Cred că este o cremă pentru sâni. Ia să vedem. Cremă calmantă pentru mameloane cu ulei de migdale și lanolină purificată. Da, eu mi-am cumpărat deja o cremă pentru sâni, dar o să vedem care o să fie de folos și care o să fie bună. Probabil că este ceva foarte bun din moment ce mi-a trimis ea, probabil o testat. Sunt foarte curioasă să o testez și oricum o să vă spun după ce o să nasc ce mi-a fost de folos, ce m-a ajutat, ce mi-a fost mai de folos. Că mai am una, nu mai știu de la ce brand, am luat-o de pe farmacia Tei. Aici văd că este o ciocolată. Asta cred că este pentru Filip. Așa, deci Milana trimite ceva pentru toată lumea. De la Balea avem o mască de față cu ulei de, nu cu ulei, cu lapte de cocos. Cred că o să mi-o pun în seara asta, că nu mi-am mai pus de mult o mască de față. Iar aici, așa, stați că mai am ceva ce pot să văd. După miros pot să ghicesc ceaiul ăsta, asta este ceai dintre ăla pentru alăptat, pe care eu îl aveam pe lista mea de cumpărături, să îl am acasă după ce nasc. Urăsc mirosul, încă nu mai alăptez de mulți ani, dar încă simt super puternic mirosul acela de fenicul. Oh. Da. Anason, fenicul, chimen, melisă și nu știu ce, lipia, citrodela. Ceaiul din plante are un gust plăcut și contribuie la formarea laptelui. Mulțumesc, Milana, ceva foarte util, chiar aveam nevoie și chiar îmi trecusem pe listă. Nu știu dacă o să-mi iau cu mine la spital, nu știu dacă mă ajută la ceva să-mi iau cu mine în spital. Aici mai avem scutecele. Wow, eu nu le-am încercat pe acestea de la DM niciodată. Chiar sunt foarte curioasă, sunt 28 de bucăți. Noi la Filip am încercat, la început i-am cumpărat scutecele de la Pampers. Nu știam ce are să potrivească și ce o să fie bun. Am luat și noi ce am știut. După care i-am primit, dacă nu cumva, de la cineva, pe împărșei de la Lidl. Și au fost foarte buni. Eram mai mulțumită de cei de la Lupilu decât de cei de la Pampers. Aveau și un preț mult mai bun, dar îmi plăceau mai mult. Am avut mai multe accidente cu cei de la Pampers decât cu cei de la Lupilu. Pe aceștia nu i-am încercat, așa că mulțumesc, Milana. Sunt foarte curioasă să îi testăm, să vedem cum sunt. Din nou ceva super util. Am și felicitări aici. S-a apropiat ziua mea de naștere și Milana și anul trecut și acum 2 ani mi-a trimis cadou de ziua mea. Așa că eu îl iau ca pe un cadou de ziua mea. Cred că e primul cadou pe care eu îl primesc de ziua mea. Chiar dacă este cu o lucrășoare pentru bebe, tot cu un cadou pentru mine, îl iau, pentru că nu știu anul ăsta dacă o să reușesc să-mi fac ziua, cum mi-am făcut-o în alți ani, dar o să vedem. Felicitarea o să o las pentru la urmă și o să o citesc singură. Da, e cu happy birthday. E o felicitare atât de frumoasă. Chiar e prima care îmi spune la mulți ani. Mi-a scris mult aici. Abia aștept să citesc. M-am emoționat când am văzut felicitarea, dar o să o dau deoparte. Mai am aici câteva produse pe care Milana le-a împachetat în hârtie. Deasupra mai aveam niște hârtii pe care le-am dat deoparte, le-am lăsat acolo când am luat cutia. Un gel de duș de la Vidal, preferatul meu, îmi place mult de tot acesta. Uite, da, Milana mi-a lăsat mesaj.
Îmi place foarte mult gelul acesta de duș de la Vidal, e preferatul meu, miroase superb, l-am folosit de foarte multe ori și îl cumpăr tot din DM, nu știu cum să spun corect, dar vi-l recomand, e superb și mulțumesc, Milana, chiar îl terminasem, nu de mult l-am terminat, l-am avut în baie și n-am chiar foarte mult timp de când l-am terminat. Tot pe acesta, pe albastru, turcoazul acesta, au mai multe variante din câte știu, dar ăsta e preferatul meu. Împachetat, gel de duș fără lacrimi, Baby Moments, gel de duș, mamă ce gel de duș mare de la Kiko, tot pentru bebe. Gel de duș i-am cumpărat, am luat un gel de duș de la Dalin, parcă. Mulțumesc, Milana, sunt foarte curioasă de cum miroase. Miroase așa frumos, miroase așa, bebe. În continuare ceva foarte util, mulțumesc tare mult. Mai am ceva aici, nu știu cum să iau, ia să vedem. Cred că aici am o lumânare parfumată, da. Asta e așa de grea. O lumânare parfumată. Care miroase super bine. Și știi, Milana, că mie îmi plac foarte mult lumânările parfumate. Mulțumesc tare mult, Milana. E foarte grea lumânarea asta. Am un body scrub cu cafea și zahăr. S-a crăpat puțin, auci, s-a rupt puțin, cred că o sta lumânare pe el și de asta, că el e sigilat aici și desfăcut aici, dar nu e nicio problemă, o să-l duc direct în baie, miroase super frumos. Ia, dar nu-l cred că trebuie să-i trag de aici. Ia să vedem. Haideți că-l desfac așa de aici. Pui cu zahăr și cafea. Miroase foarte frumos, îmi pare rău că s-a crăpat, dar nu s-a crăpat mai mult, nu a curs sau ceva, doar s-a crăpat puțin aici. Eu i-am trimis Milanei, cred că anul trecut, nu mai știu când i-am trimis, un borcan de dulceață la un moment dat, care s-a spart în colet și mi-a părut atât de rău. Îți mulțumesc, draga mea, Milana. E safe, a ajuns safe la mine, chiar dacă s-a crăpat puțin. Mai e ceva, o cutiuță. Aici am de la Catrice un o mască pentru buze, un tratament pentru buze, nu l-am mai testat niciodată. Chiar mi-ar fi fost de folos zilele acestea, doar că am găsit un balsam de buze foarte bun. L-am primit, cred că, de la Lucia din America. Atât de bun, am avut buzele atât de crăpate și atât de uscate, de la răceală. Nu mai știam cu ce să mă mai dau. Să știți că mai am acolo încă ceva și cutiuța aceasta în care am o cană. Nici nu m-am gândit că ar fi o cană aici. Doamne, ce frumusețe de cană! Doamne, ce superbă este! Ia uitați ce frumoasă e! E superbă, Milana. Deci chiar e superbă. Mulțumesc din suflet, draga mea. Saci pentru scutece, 100 de bucăți de saci pentru scutecele, tot de la DM, nici pe aceștia nu i-am mai încercat, foarte util. Milana mi-a trimis o grămadă de lucruri utile și șervețele umede, ia să vedem, da, două pachete cu șervețele umede tot de la DM, 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 cum vreți să spuneți. Îți mulțumesc din suflet, Milana, dragă Dana. Îți trimit o mică mititică atenție pentru tine și cei mici. Sper să fie util pentru tine și bebe. Urmează o perioadă magică, deși în același timp și grea. Eu îți doresc să te bucuri de ce urmează, să petreceți cât se poate de mult timp în familie, să fiți sănătoși, voioși și zâmbăreți. Ești o mamă și o femeie minunată. Să ai o zi de naștere extraordinar de faină alături de cei dragi. Te îmbrățișez, Milana. Mi-am făcut o zi așa frumoasă, chiar... N-aveam așa o zi foarte bună și nu că n-aveam o zi bună, dar am câteva zile în care nu mă simt așa extraordinar. M-am simțit rău fizic, vă povestesc și ce mi s-a întâmplat vineri seară și cumva nu mă simțeam așa extraordinar, dar mi-ai făcut o zi mult mai bună. Ia uitați ce frumoasă este, felicitarea. Îți mulțumesc din suflet, Milana. Acesta este balsamul de buze de care vă ziceam,
Foarte bun. M-am dat seara cu balsam dintre acesta pe buze și dimineața când m-am trezit eu încă aveam pe buze și le simțeam așa foarte hidratate și foarte... Le simțeam foarte hidratate. E foarte bun. Deci e super, super bun. Cred că de la Lucia din America l-am, nu mai țin minte, dar mi-a fost foarte de folos. Am avut niște buze super crăpate. Iar aici vreau să mă apuc un pic să organizez și aici. Vreau multe să fac fetelor, dar nu știu, nu mai reușesc pur și simplu să le mai fac. Am schimbat cadrul, am venit în dormitor. Vreau să mă apuc să strâng puțin, vreau să mai bag la spălat, că mai am în continuare de spălat câteva hăinuțe și jucăriile pentru bebe, dar mai am și hăinuțe acolo mai jos. Și mă apuc să calc. Mă duc să pun să fac o salată de cartofi cu ouă, ceapă și măsline, ca să avem să mâncăm mai târziu și după asta vin să mă apuc să calc căinuțele lui bebe. Hai să vă povestesc ce am pățit. Vineri seara, fetelor, am avut niște contracții, am crezut că nasc, mi-a fost foarte rău, am avut niște dureri și niște contracții atât de puternice, groaznic. Eu, de când sunt însărcinată acum, am avut contracții la modul acela, că simțeam că mi se întărește așa uterul, ușoare dureri, dar nu neapărat durerile acelea din naștere, cât simțeam că mi se întărește uterul, ceea ce la prima sarcină nu am experimentat. Dar vineri seara nu știu exact ce s-a întâmplat, că am luat un nospa, mă durea burta. Doctorița mea mi-a spus, când am fost și la ultimul control, mi-a spus că dacă am dureri de burtă sau dacă simt contracții, să iau nospa. Am mâncat nospa pe pâine în sarcina aceasta. Sper să nu fie bebe afectat de asta. Doresc tare mult să am un bebeluș sănătos. Nu am luat pastile care nu mi-au fost ok în sarcină, dar am luat paracetamol din când în când și nospa foarte mult am luat. Deci am luat la începutul sarcinii, am avut o perioadă în care nu am mai luat deloc și acum pe final de sarcină din nou am început să iau și dimineața și seara nospa. Și am luat un nospa pentru că mă durea burta destul de tare, dar nu aveam contracții, doar mă durea așa sub burtă și simțeam niște dureri pe toată burta, pe tot uterul, ca și cum aș fi avut o febră musculară puternică, la modul ăla că și când mă învârteam și când mă mișcam puțin, mă durea abdomenul, aș fi zis, mă durea uterul. Și am zis că iau un nospa ca să nu am probleme, să nu mă doară toată seara, să stau așa cu dureri de burtă. După care am plecat la Văcuțe, unde am și filmat, o filmat și Filip acolo, a făcut vlogul lui. Nu știu cum o să pun în vlog, cred că o să pun în continuare, nu știu cum să fac, ori la începutul vlogului, unde am mers, m-am urcat pe un deal așa cu Filip, dar n-am mers, am mers încet, am mers, n-am făcut efort extraordinar. Nici nu mă simțeam neapărat că trebuie să fac, să merg foarte mult, pentru că mă durea deja burta din moment ce luasem nospa. În fine, ne-am întors acasă, am tras o fugă până în oraș, au pus Rareș motorină la mașină și ne-am întors acasă, nu am făcut altceva. Deci a fost o chestie cât ne-am dus și ne-am întors. Și din oraș, în timp ce stăteam la Peco și alimentar Rareș, am simțit prima, de fapt m-a luat așa ca o, m-a săgetat așa în toată burta, foarte tare, la modul ăla de am tresăltat de durere și am început contracții atât de puternice, de nu puteam să respir. Au fost așa, cred că vreo 20 de minute, jumătate de oră de contracții super, super intense și cu dureri care mi se duceau și în partea din spate, fix ca durerile pe care le-am avut când am încercat să-l nasc pe Filip natural. Și m-am panicat puțin, evident că nu aveam nospa cu mine și luasem cu o oră și ceva, maxim două ore înainte, nu luasem de mult. Și eu nu iau nospa-ul așa, evident, luam un nospa dimineața dacă mă durea burta și seara mai luam unul dacă chiar simțeam dureri destul de puternice. Și am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să iau un nospa, evident că am zis că vreau să văd dacă mă lasă durerile, dacă nu, bineînțeles că aveam să merg la spital, nu puteam să stau așa cu acele dureri. M-am întins în pat, am mai avut așa dureri, dar au început să se calmeze, după care mi-a fost mai ok. Sâmbătă dimineață când m-am trezit am avut din nou, dar nu așa de tare și nu așa de multe, s-au liniștit, s-au calmat.
Am crezut că nasc, deci sincer, știu că nu e atât de ușor să naști natural și nu naști doar dintre atât, dar eu cunoșteam acele contracții, cunoșteam acele dureri și știam că nu sunt durerile obișnuite de într-o sarcină. Știam că nu e ok să ai așa contracții și așa dureri. Și zilele astea, astăzi este luni, în fiecare zi am luat Nospa, de câteva zile mă doare așa burta, mă doare sub burtă. E posibil ca și corpul să se pregătească de naștere și acele contracții să fi fost false, dar nici n-am înțeles de ce le-am avut, n-am înțeles de la ce mi-au pornit. M-am speriat, m-am panicat foarte tare pentru că eu nu am bagajul de maternitate gata. Mâine vreau să trag o fugă în oraș, astăzi este luni, dar are și astăzi am avut treabă. Și mâine și săptămâna asta vreau să merg să-mi termin bagajul, că mai am câteva lucrușoare de luat. Dar nu stau după acele lucrușoare, stau după o geantă pe care mi-am dat o comandă de pe Temu, în care să-mi pun bagajul. Dar am zis că vreau să le pregătesc pe toate, să le am încălcate, pregătite și să mai completez cu ce mai am de cumpărat. Așa că urmează să fac și bagajul de maternitate. Sinceră să fiu, m-am panicat pentru că aveam 35 de săptămâni și o zi când am avut acele contracții și nu-mi doresc să nasc prematur, măcar până 37 de săptămâni să ajung. Știu că orice zi până la termen este importantă și benefică pentru bebe, așa că sper să nu fie cazul. Urmează să fac 36 de săptămâni joi, nu vă mai spun cum mă simt, că nu mai vreau să mă mai plâng, dar vreau totuși, nici nu vreau să, am senzația că multe mămici cosmetizează așa anumite situații, atât din timpul sarcinii cât și după naștere. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că perioada aceea de după naștere nu e una extraordinară, o să vedem după ce o să nasc acum, dar nu vine așa cu floricele și cu tot ce este mai frumos, pentru că perioada de după naștere e una destul de delicată. E o perioadă mai sensibilă din toate punctele de vedere și vreau să fiu sinceră cu voi și vreau să știți, în cazul în care nu mai aveți copilași, la ce să vă așteptați. Că nu-i totul așa de roz cum pare, nici în timpul sarcinii, nici după naștere. Și vreau să fiu sinceră, transparentă și să vă spun toate stările mele așa cum sunt. Nici emoțional nu sunt extraordinar de bine. Probabil că hormonii mei nu mă ajută din punctul ăsta de vedere, dar vreau, v-am spus, să fiu sinceră cu voi și să nu pară că totul este așa de perfect și așa de frumos. Și poate și voi, la rândul vostru, dacă sunteți însărcinate, să aveți senzația că doar la voi e greu, că doar vouă nu vă este ușor. Nu este atât de ușor, mai ales acum pe ultima sută de metri. Nu mai este atât de ușor cu sarcina. Cu toate că dacă ar fi să fac o comparație, pentru mine primul trimestru de sarcină a fost mai greu decât mă simt acum. A fost mai greu decât trimestrul 3, acum doar mă simt mai rău din punct de vedere fizic, la modul că burta este mare și totul se face mai greu și mai lent și așa mai departe, dar nu mai am stările acelea de oboseală excesivă, cum eram în primul trimestru, de grețuri, îmi venea să vomit când vedeam mâncare, când auzeam mâncare, cuvântul mâncare, când miroseam ceva. Pur și simplu, mi s-a părut mai grea perioada aceea, dar nici aceasta nu este ușoară pentru că s-au strâns multe acum pe ultima sută de metri, toate trebuiesc pregătite, lucrușoarele pentru bebe, hăinuțe toate, călcate, puse, aranjate, pregătit bagajul, tu trebuie să te pregătești psihic pentru ce urmează, e o oboseală care se acumulează. Vreau să vă mai spun încă o chestie. L-am întrebat pe soțul meu într-o seară, în timp ce stăteam și ne uitam la televizor, ce ar face el dacă ar fi în locul meu și ar urma să nască în 3 săptămâni. Și mi-a spus că dacă ar fi în locul meu, ar dormi și s-ar odihni mai mult. Pentru că eu nu sunt o graviduță dintre aceia care să stea în pat. Am stat în pat sâmbătă toată ziua. Sâmbătă. Și într-adevăr m-am simțit mai bine, n-am mai avut așa dureri puternice de burtă, n-am mai făcut efort să mă plec, să mă ridic, să strâng prin casă și așa mai departe. Și într-adevăr m-am simțit mai binișor. Dar nu aș sta la pat. Eu sunt de fel destul de activă și nu aș fi suportat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie să stau la pat.
Dar, într-adevăr, cred că mai mult somn mi-ar prinde bine, pentru că la amiază acum nu prea mai dorm. Am, cred că o dată pe săptămână, dacă dorm lângă Filip la amiază, iar seara mă culc la 12, 1, 2 și mă trezesc dimineața la 7. Eu tot nu am un program așa foarte bine pus la punct de somn, dar asta este, asta sunt practic. Și soțul meu zicea că asta ar face dacă ar fi în locul meu, s-ar odihni mai mult. Ca idee. Am terminat curățenia, mai are robot să mai aspire și să mai spele. Faceți abstracție de husa mea de la canapea, care e un super îmbolțit, nu știu, oricum aș călca o parte aia, rămâne așa mereu. Masa de călcat nu o să rămână acolo, pentru că trebuie să găsesc eu un loc, dar am de călcat și o să o las acolo momentan. Televizorul o să vină în partea aceea, dar eu am terminat curățenia, ca să nu vă arăt doar mizerie, doar cum era la început. Am lăsat masa aici, iar televizorul de aici o să vină în partea cealaltă și pernuțele de acolo trebuie scoase, pentru că v-am zis, o le țin acolo pentru că mi se încălcește roboțelul. Și cam așa, mie îmi place super mult, v-am zis, eu trebuie să fac ceva modificări mereu ca să fiu eu liniștită și mulțumită. Și momentan rămâne așa, nu știu cât timp, nu știu pentru cât timp le las așa, dar când o să mă plictisesc din nou de ele, le modific și le schimb. Fetelor, știți ce? Dau drumul unei noi serii de daily vloguri. Nu știu cât o să filmez. V-am promis din vlogurile trecute că voi filma câteva zile. Mai fac o serie de 4-5 vloguri. Doamne ajută să reușesc. Dar o să continui mâine vlogul. Este deja destul de târziu. Nu știu cât e ceasul acum. E aproape 6 ceasul și o să continui, o să încep mâine un alt vlog ca să nu mai pun presiune pe mine, ca să mă apuc să-l editez, să nu mai stau până foarte târziu. Ne revedem mâine la un nou vlog, mai am chestii să vă mai povestesc, să vă mai arăt. De exemplu, vorbim mâine, mai bine, că nu mă așteptam să fie partea aceasta cu pachetelul de la Milana, nu mă așteptam și nu vreau să fac vloguri dintre acelea de 50 de minute, de o oră. Prefer să le fac mai micuțe și să postez mai des. Așa că mulțumesc pentru vizionare, mâine revin la voi cu un nou vlog, mă duc să-mi termin și o curățenie, mă duc să-mi fac și o mâncare și toate cele, dar revin mâine, cred că cel mai bine așa. Vă pup, vă îmbrățișez și mulțumesc tare mult că sunteți cu mine și sper tare mult să vă bucuri că postăm în fiecare zi din nou.